Ramona vorbea cu Stelian în seara aceasta și a voia să afle dacă cumva apropierea ei de el îl poate afecta. I-a zis, crezi că eu dacă stau așa și mă joc cu tine și chestii ar putea să te facă pe tine iarăși să te apropii, chestia asta nu te-ar afecta cu nimic, nu? Glumele, că la asta se referea. Probabil nu a înțeles Elian și a zis că nu știe, nu a stat să se gândească la uh, lucruri de genul acesta și Ramona a reformulat. Nu te-ar face uh, glumițele dintre noi să te atașezi iarăși de mine, nu? Și Esterian i-a răspuns, asta e o mare prostie. A început să spună ceva Stelian, trebuie să înțelegem anumite aspecte și a continuat să îi le explice, dar s-a oprit sunetul. Nu știu dacă, într-adevăr, Ramona se temea de faptul că l-ar putea răni pe Stelian, apropiindu-se acesta din nou de ea, sau doar dorea cumva o confirmare sau o infirmare dacă o place în continuare, dacă mai are ceva pentru ea sau nu.